Preoții au oficiat slujba de flori, au sfințit rămurelele de salce și le-au împărțit credincioșilor care au venit încă de la primele ore ale dimineții să se roage. În vecii vecilor. Credincioșii au fost prezenți în număr foarte mare la biserică. Oamenii au venit să se pregătească spiritual pentru sărbătoarea Paștelui, să se împărtășească și să ia rămurele de salcie, cel mai important simbol al sărbătorii de flori. Pentru sănătate, pentru... Ați împărtășit? Nu. Nu. Că ați luat și... Nu trebuie să le iau. Este oi. Nu? Apără de spirite rele, de... De toate relele, de toate belelele, de toate... Venim de obicei la biserică să ne regăsim. Am venit copii, cu familia, să ne împărtășim cu toții. Este credința pe care avem noi. Și, bineînțeles, să urmeze drumul pe care l-am urmat și noi. Ramurile luate de la biserică sunt puse de credincioși la intrarea în locuințe sau la icoane. Se spune în popor că acestea au puteri binefăcătoare și că alungă spiritele rele. Bucuria praznicului intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos a cuprins toate bisericile ortodoxe. Este un moment în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel ce a înviat pe Lazar cu o zi înainte din morți, care fusese 4 zile mort în mormânt, a stârnit în primul rând curiozitatea celor din Iudeia în vremea aceea și au venit să-L vadă, s-au bucurat atât de Lazar, cel pe care Hristos l-a înviat, dar mai cu seamă foarte mult s-au bucurat de Hristos. L-au așteptat, l-au primit și deși a intrat călare pe un munț de asin, a intrat de o manieră triumfală, imperială. Floriile sunt prilej de sărbătoare și pentru toți cei care poartă numele unor flori. În România, peste 1,5 milioane de oameni își serbează ziua numelui. Duminica Floriilor prevestește sosirea sărbătorii Paștelui, care va fi prăznuită peste o săptămână. De altfel, este și ultima sărbătoare în care credincioșii au dezlegare la pește.